Bună, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video cu cumpărături săptămânale. Numai ce v-am întors acasă și, după cum vedeți, vocea mea încă nu și-a revenit. Am fost la doctor și mi s-a spus că am avut bronșită, e pe terminate, nu am primit antibiotic. În schimb, o să dureze câteva săptămâni până mi se duce de tot. Vocea mea, după cum vedeți, nu este refăcută, dar asta e, sper să nu vă deranjeze. Am vrut să vă arăt ce am cumpărat pe această săptămână. Am cumpărat destul de multe. Dar am avut nevoie de câteva chestii și care le-am cumpărat și o să ne ajungă probabil că două săptămâni, mai mult de o săptămână. Și vreau să vi-l arăt și vouă. Este început de decembrie acum și nu cred că vom mai merge la cumpărături în următoarele două săptămâni, dar haideți să începem. Și voi începe cu produsele care le-am cumpărat de la Casco, pentru că sunt aici câteva produse care le-am cumpărat doar de la Casco. Am aici două tăvițe de ouă, obișnuitele noastre ouă, care le mâncăm cam la două săptămâni, le cumpărăm tot la două săptămâni. Am aici o baxă mare de apple sauce, este un fel de sos de mere. Nu am mai cumpărat până acum, pentru că în trecut le-am dat copilor mei și nu le-a plăcut. Acum am încercat unul și la Zai ne-a plăcut foarte mult și am cadou, de fapt, și am zis să-i cumpăr unul, pentru că este și organic, nu are zahăr adăugat și l-am cumpărat. Vine cu 36 de cupe. Aici am doi săculeți de făină, aceasta este făina care o cumpăr de obicei pentru pâine și pentru prăjituri. Am aici o tăviță de croissants, pentru că Mircea îi plac croissanții când merge la lucru, îi mănâncă de obicei. Am aici o cutie de sare, pentru că am rămas fără sare. O pungă de broccoli, de care plănuiesc să fac și supă. Un fel de supă cu broccoli, ciorbă. Fel de pastă. Am aici o pungă de migdale, cred că le spune migdale, almonds, din care plănuiesc să fac și prăjitură și să pun și peste salatele care o să le mâncăm. O sticlă de ulei de avocado, roșiile care le mâncăm de obicei de la Casco, care nu sunt organice, dar sunt cele mai bune după părerea noastră. Avem aici niște bacon pentru Mircea, pentru că lui place baconul dimineața la breakfast. La Zai ne-a plăcut, la Zai îi plac foarte mult roșiile și a vrut neapărat să cumpăr aceste roșii colorate. Niște pâine pentru sandwich-uri calde. O baxă mare de sos de tomate. Acesta este ingredientul meu secret, îl pun în foarte multe mâncăruri care îl fac. Am cumpărat din nou aceste măsline. Și avem aici niște carne. Nu am cumpărat prea multă carne, tura aceasta avem două tăvițe de curcan măcinat, care ne place foarte mult, este mai curat. Și aici două pungulițe sunt la fel, acele picioare de pui, acele parte de sus, nu știu cum se numește exact, sau nu știu cum să-i zic, fără os, este preferata noastră pentru că este mai zemoasă un pic și mi se pare că este mai gustoasă. Sau acestea sunt produsele care le-am cumpărat de la Casco. Voi trece acum la produsele care le-am cumpărat de la Trader Joe. Și acestea sunt produsele care le-am cumpărat de la Trader Joe. Voi începe cu acest oțet balsamic, care îl folosesc eu pentru salate și mi se pare că este cel mai bun. Apoi avem aici două pungulițe cu celery, cu țelină. Una este pentru suc, una este pentru gătit. Castraveți, usturoi, ginger, pastrnac pentru ciorbe. Avem aici o frișcă neîndulcită, lichidă. Am aici câteva pachetele cu brânză, diferite feluri de brânză, pentru că vreau să fac și acea ciorbică pastă. Pentru că vreau să fac și acea ciorbică pastă cu broccoli și va trebui să folosesc brânză. Am aici câteva sticle de lapte de capră, pentru că la noi laptele se bea ca și apa. Ce mai avem aici? Niște morcovi baby carrots pentru copilași. Am aici niște conopidă cu ceapă verde, am și ridic în frigider, pentru că noi facem săptămânal acea salată care ne-am prezentat-o cu ridic, cu conopidă și cu ceapă verde. Avem aici iar acești morcovi colorați, o cutie de ciuperci, avocado, o pungă de spanac pentru salată, o pungă de arugula pentru salată. Avem aici niște aluat pentru pastry. Niște mere, avem două feluri de mere aici, avem portocale, vreau să fac și suc cu ele. Avem aici niște probiotic pentru copii, un fel de iaurt care conține probiotic, și un culiță cu brânză pentru copii.
Avem aici iară un iaurt și copiii mei s-au obișnuit să pună un pic de gem în iaurt ca un fel de snack și mănâncă. Avem aici niște castraveți dulci. Tortilla în care voi face, cu care voi face niște pastă de ton și o voi face rol. Avem aici un fel de ulei, spray, ulei care spreiesc când fac pâine. Niște suc de pomișoare, care este foarte bun. Ardei roșu, grapefruit pentru suc, după cum am spus, gem. Avem acea esență de vanilie pentru prăjituri. Niște zmeură. Cred că zmeură, sper că nu o confund cu murele iară. Și niște căpșuni. Căpșuni am luat două cutiuțe, vreau să fac un fel de snack pentru Crăciun și dacă o să-mi iasă bine, o să vă arăt și vouă. Și niște vinete care plănesc să fac salată săptămâna aceasta. Și cam acestea au fost cumpărăturile noastre pentru săptămâna aceasta. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, thumbs up și până data viitoare, toate cele bune!